Bună ziua, stimați prieteni, concetățeni. Ne-am adunat aici pentru că toți ne-am săturat de atâta dezamăgire, de 30 de ani de zile. Ne conduc numai, nu vreau să spun vorbe urâte, dar ne conduc numai partide și politici care se gândesc numai la interesul personal. Și deci noi, diaspora din Franța, și sperăm din toate țările al Europei și al lumii, ne-am adunat aici pentru un viitor a țărișoarei noastre. Noi suntem un popor mic, o țară mică, dar suntem puternici. Întotdeauna am reușit să ne ridicăm prin toate greutățile care am trecut. Și deci, din ziua de astăzi, am hotărât ca să susținem Partidul Pace, Partidul Acasă Construim Europa, ca a schimba ceva pentru țărișoarea noastră dragă, ca să ne întoarcem în țară cu mândrie, ca să nu ne fie rușine să spunem din ce țară venim. Deci sperăm să schimbăm viitorul țării noastre și împreună cu Partidul Acasă Construim Europa. Vă mulțumim încă o dată și înainte cu pace, domnul Gheorghe Căvcaliuc. Salutare, sunt Ana Negrei, mă găsesc în Italia, în orașul Portogruaro, aici și activez în acest oraș, sunt soție și mamă la doi copii. Mă motivează să aderez la echipa domnului Gheorghe Căvcaliuc anumite lucruri. Un lider de partid trebuie să aibă anumite calități, capacități, trebuie să aibă spirit de responsabilitate și de sacrificiu. Ceea ce eu văd în acest domn, care poate face multe lucruri pentru Moldova, poate aduce multe proiecte, așa cum a făcut-o. Totuși, cred că este foarte necesar în localitățile Republicii Moldova și nu doar în orașe, să dispună de necesarul pentru a acorda primul ajutor medical, ceea ce astăzi e foarte dificil. Pentru îmbunătățirea poporului moldovenesc, aș vrea să aud că nu Moldova este țara minunilor, dar Moldova este o țară minunată și să ne mândrim cu ea așa cum toți se mândresc cu noi moldoveni. Mă numesc Angela Filimon, sunt în Italia Bolzano de 18 ani. În prezent am grijă de o doamnă în vârstă. Pe domnul Căvcaliuc îl consider drept demn de a fi un lider. Citindu-i CV-ul, am înțeles că de tot ce se ocupă duce la bun sfârșit. Are ambiție, curaj, voință și dragoste de țară. Din Italia Bolzano a preluat proiectul Nonovigile, Bunicii Grijulii, cu mare succes. Acest proiect are ca scop asigurarea copiilor la trecerea de pietoni. Activând în calitate de șef adjunct al IGP al MAI, a inițiat și finisat mai multe proiecte, dând dovadă de capacitate managerială. Cea mai mare realizare a mea sunt copiii mei. Actualmente lucrez la dezvoltarea mea personală, iar în timpul liber colabor cu agenda americană agricolă Forever Living Produce. Dorința mea este ca prin experiența mea de viață să pot încuraja oamenii necăjiți a înfrunta greutățile vieții. Iar pe viitor, cu forțele mele proprii, aș dori să pot ajuta copiii orfani. Bună ziua, stimați prieteni, stimată diaspora. Deci mă numesc Dorel Cevan. Până la moment nu am făcut parte nici dintr-un partid politic. De acum înainte sunt membru al Partidului Acasă Construim Europa. Mă aflu în Paris, Franța. Deci despre echipa Pace. Este o echipă tânără, dar foarte puternică, cu viziuni foarte înalte, cu un lider, aș spune, președintele partidului. Este un om cu literă mare, bine recunoscut în Republica Moldova, dar și peste hotare. Este domnul Gheorghe Căvcaliuc, care a implementat o mulțime de proiecte sociale în Republica noastră, ca Bunicii Grijulii, sectorul supravegheat de vecini și mai multe, care până la moment dau roade. Și aș dori, ca și dumneavoastră, să faceți parte din această echipă, unde poate pe viitor vom avea șansele să fim mai mulți, să câștigăm tot negativul care s-a adunat în Republica Moldova
Deci bine știți că, mai ales diaspora, în ultima perioadă de timp am fost indignată și batjocorită. Am fost lăsați în voia soartei, peste hotare. Eu vă doresc pace în sufletele voastre și cu ajutorul Domnului o să câștigăm. Bună ziua, mă numesc Nica Dorel, sunt din Republica Moldova și de aproximativ 4 ani de zile mă aflu în Italia împreună cu familia mea. Stimați cetățenii Republicii Moldova aflați în diaspora, vin cu un mesaj și cu un demn față de dumneavoastră ca să aderați la partidul politic Pace, partidul Acasă Construim Europa, al cărui lider politic este domnul Gheorghe Cafcăliuc. Vă îndemn ca să aderați la acest partid politic, ca împreună cu dumneavoastră, chiar aflându-ne peste hotare Republicii Moldova, să facem lucruri frumoase pentru țara noastră, cât și peste hotarele ei. Referitor la domnul Gheorghe Cafcăliuc, pot să spun că anterior, activând în calitate de șef adjunct a Inspectorat General de Poliție de Republica Moldova, a implementat mai multe proiecte sociale cu succes, care și astăzi dau rezultate bune pentru cei aflați acasă. Aflându-mă aici în Italia, eu am văzut și am observat că sunt multe lucruri frumoase făcute pentru cetățeni, pentru țara lor, și anume iluminatul stradal, gazificare, apeductele, infrastructura, cei ce la noi în țară, păreri de rău, nu toate localitățile se bucură de aceste lucruri. Eu vă îndemn încă o dată să aderați la acest partid politic Pace și împreună vom izbuti să facem lucruri frumoase pentru țară. Salut! Sunt Ion Boian, am 37 de ani și sunt terapeutul manual în Helsinki. Am studiat terapia manuală japoneză, osteopatia engleză și suedeză și practic deja aproape 10 ani. În general, pe Gheorghe îl cunosc toată viața, din copilărie, din clasa a doua. Tot timpul am fost împreună. Drumurile puțin ne-au dezviat, dar dacă ne uităm după istoria care s-a desfășurat pe parcursul anului trecut, deci este o persoană care, dacă pune un scop, îl atinge. Adică eu n-am văzut în viața mea o persoană care să atingă metele astea așa de puternice, fără să cedeze. O persoană care, într-un timp scurt, a făcut ca 10 persoane. Ca 10 persoane în decursul vieții. Eu eram încă copii mici. Eram în copii mici și vorbeam despre președinți, una chestie de astea. Și vorbeam că unul din noi trebuie să fie președinte a aceste țări. Fiindcă trebuie cineva tânăr, puternic de voință. Bună ziua! Mă numesc Tavolo Chilon, am 32 de ani și locuiesc în Germania cu soție și doi copii. Sunt cetățean al Republicii Moldova. În Moldova m-am născut, în Moldova am crescut, am copilărit, am învățat. Lucrând în sistemul Ministerul Afacerilor Interne, am făcut cunoștință deja cu Gheorghe Cafcăliuc. Primele mele impresii despre omul dat mi-au lăsat imagini plăcute despre el ca persoană. Este o persoană cu verticalitate, este o persoană pozitivă, glumeață, este omul care tot timpul își ține cuvântul, dacă a promis, numai decât el a dus lucrul până la capăt. Nu este ușor deloc să dobândești ceea ce a dobândit el în decursul de câtorva ani. Locuind aici în Germania, aș dori ca în țara noastră la fel să se investească cum se investește și în Germania, în statul german. Ceea ce ține de protecția naturii, protecția faunii, drumuri europene, industrie, comerț, import, export și toate chestiile astea aș dori să fie în țara noastră. Părerea mea este că domnul Gheorghe Cafcăliuc va fi un lider perfect, cred că va face treabă și îi doresc toate cele bune pe drumul care l-a luat.
mă numesc Irina, mă aflu acum în zona Bayern a Germaniei, orașul Nürnberg. Îmi îngrijesc fetița de 4 ani care merge acum la grădiniță. Sunt bine motivată să ader la echipa domnului Kafkaliuk, fiindcă simpatizez ideile frumoase, bine gândite, îmi place dârzenia, munca pe care o depune această echipă. Sunt ferm convinsă că se vor face schimbări. Ținând cont de realizările cu succes a multor proiecte a domnului Kafkaliuk, proiecte sociale, cum ar fi bunicii grijulii, nepoții grijulii și multe altele, îl consider un lider demn, puternic, cu idei fixe, bătute în cuie, cu capacitatea de a cârmui, de a conduce, are o experiență mare în a lucra cu oamenii, a lucra pentru oameni. Unul dintre cele mai de suflet plan, să-l numesc, e planul să mă întorc înapoi în țară, să mă întorc înapoi la părinți. Bună ziua, mă numesc Natalia Lucu. Am 37 de ani, sunt căsătorită, sunt originară din Republica Moldova. Am absolvit Facultatea de Biologie a Universității din Tiraspol, din Chișinău. La moment locuiesc și lucrez în Italia, în provincia autonomă Alto Adige, Bressanone. Mă aderez la echipa domnului Kafkaliuk, nu numai cu faptul, dar și cu suflet. În primul rând, ne cunoaștem de mici și am crescut împreună. Cred în el că va face imposibil pentru țărișoara noastră mică. Părerea mea despre domnul Kafkaliuk, ca liderul Partidului Pace, dumnealui este omul faptelor și am încredere în el că numai el va schimba situația spre bine în Republica Moldova și, nu în ultimul rând, cu ajutorul nostru. Am vrea, cu mare drag, începând de la parcuri pentru copii până la terenuri sportive, să nu lipsească în toate satele uitate, din păcate, de cei de la putere. Eu cred că fiecare cetățean a țării noastre putem contribui la prosperarea și bunăstarea poporului moldovenesc, aducând acasă idei frumoase, proiecte noi, în folosul cetățeanului rămas acasă. Bună ziua! Mă numesc Nicolae Pujor. La momentul dat, mă aflu peste hotare, în Spania. Lucrez în calitate de șef de echipă în foraj orizontal direcționat. Îl cunosc pe Gheorghe Kafkaliuk din copilărie. Împreună am învățat la școală și mai apoi la colegii de poliție. Întotdeauna a fost o persoană energică, pozitivă și cu dorința de a face lucruri noi. Unul dintre trăsăturile de caracter care m-a impresionat de el a fost demnitatea și dragostea de țară. Gheorghe Kafkaliuk mereu a fost un lider. De fapt, a demonstrat-o fiind șef adjunct a Inspectoratului General de Poliție. Întotdeauna a fost alături de persoane mai vulnerabile, cu copiii și persoanele în vârstă, implicându-i în diferite proiecte în așa fel ca copiii să se simtă protejați și persoanele în vârstă utile. Eu cred că Gheorghe Kafkaliuk va fi un bun lider politic. Pentru el, greutățile niciodată n-au fost un obstacol. Eu sunt încrezut că Gheorghe Kafkaliuk are capacitatea, dar aș vrea să aibă și posibilitatea de a schimba lucrurile în Republica Moldova în așa fel ca eu și familia mea să mă pot întoarce acasă. Bună ziua, dragi moldoveni! Mă numesc Alcor Cedlana, sunt originală din raionul Orhei, satul Zorile. Mă aflu în Irlanda, orașul Dublin, mai bine de 3 ani. Ca fiecare cetățean care face parte din diaspora și își dorește ca să aibă la ce veni acasă, în Republica Moldova, am hotărât să mă alătur Partidului Pace, Partidul Acasă Construim Europa, deoarece m-am săturat de ecologie, pro și anti, un partid sau altul, m-am plictisit de dezbateri sterile și de un mediu haotic și corupt. Un partid cu adevărat revoluționar trebuie să fie o instituție cu reguli bune, sistem de motivări și sancțiuni care să încurajeze onestitatea și serviciul public și sunt ferm încrezută că cu pasiune, fermitate, curaj, devotament, domnul Gheorghe Kafkaliuk, președintele Partidului Pace, împreună cu echipa sa, vom schimba lucrurile spre bine.
în țara noastră, Republica Moldova. Vă îndemn pe toți să susținem această pornire, pentru că pacea e atunci când toți suntem implicați să o menținem. Într-un ceas bun! Mă numesc Valentina Geamănă. Sunt președintele Asociației Obștiști Prezicere Divine din satul Ciuciuleni, Raionul Hâncești. Originară din satul Negre, Raionul Hâncești, am activat 18 ani în domeniul învățământului, iar 21 de ani peste hotare. Ultimii 13 ani am dedicat voluntariatului și implementării proiectelor sociale Italia pentru Moldova. La momentul actual lucrez la crearea mecanismului de funcționare a celui mai mare centru social din Republica Moldova, bazat pe antreprenoriat social. Adică nu vrem să fim o povară pentru țară, dar o alternativă în ceea ce privește prestarea serviciilor sociale. Moldova trebuie să aibă un viitor. Iar viitorul acestei țări suntem noi, cei care de ani buni încercăm să aducem schimbările acasă. Când spun noi, am în vedere cealaltă jumătate de țară, identificată printr-un singur nume, diaspora. Am acceptat să fac parte din echipa domnului Gheorghe Cavcăliuc datorită gândirii strategice, capacității de a organiza echipa, de a lucra în echipă, datorită gândirii practice, lucru pe care l-am constatat implementând împreună proiecte sociale pentru Republica Moldova. Sunt sigură de pasul care îl fac, deoarece numai într-o echipă de profesioniști voi putea motiva, atrage și convinge cele mai puternice personalități să se implice la reformarea țării, astfel încât fiecare din noi să putem spune: țara este acolo unde suntem noi, iar noi suntem cu țara. Худа дах. Я уехала в Нидерланды, чтобы получить высшее образование и иметь возможность обучаться последним технологиям, чего я, к сожалению, не могу позволить себе в Молдове на данный момент. Очень грустно оставлять своих родных и близких в другой стране, но я вынуждена это делать. Я верю, что с командой Пача мы сможем изменить данную ситуацию, потому что в партии Пача работают профессионалы своего дела, которые хотят только лучшего для своей страны. И я рада быть частью данной команды. Я не хочу вспоминать, какие мамины объятия. Я хочу их чувствовать. Паче. Конструим Европа Акаса. Паче. Паче пентру Молдова.